Pe arena națională, Viitorul a avut prima ocazie împotriva Stelei, după o greșeală a lui Muniru. Iancu a șutat periculos, dar Niță a parat. 10 minute mai târziu a venit rândul lui Purece să-l pună la încercare pe portarul roșalbaștrilor. Centralul George Găman a acordat lovitură de pedeapsă după un contact între Brandan și capitanul Stelei, Adi Popa, iar Boldrin a deschis scorul de la 11 metri. După 5 minute de la deschiderea scorului, vicecampioana a marcat din nou. Momcilovici a înscris din apropierea porții după ce Râmniceanu a respins în față o minge deviată de Hodorogea. Viitorul a reacționat, iar Niță a scos de lângă bară șutul lui Iancu. În repriza a doua, portarul Stelei a avut mari emoții la șutul lui Alexandru Stoica. Cu 20 de minute înainte de final, Aganović l-a evidențiat pe Râmniceanu, iar De Amorim a tras pe lângă la aceeași fază. În prelungiri, Niță a mai avut o paradă la șutul centrarea lui Purece, iar Steaua Viitorul s-a terminat 2-0. Steaua a ajuns la 11 victorii consecutive în fața Viitorului în campionat și Cupa României.